Mă bucur să vă întâlnesc astăzi. Numele meu este Miriam Vasiloiu, sunt din Craiova și îmi place să mă implic în lucrarea cu licuricii și exploratorii. Multe din amintirile mele din copilărie au legătură cu palpitantele tabere de exploratori. Așa că am ales să ofer o parte din timpul meu pentru a deveni master în acest departament și a retrăi alături de voi momente prețioase. Aș vrea să vă povestesc astăzi despre o femeie specială, ce a avut o atenție deosebită pentru detaliile la care alți oameni erau neatenți sau uneori chiar indiferenți. Această fetiță s-a născut în Italia. Deși părinții ei erau englezi, călătoreau foarte mult și atunci când se apropia momentul nașterii ei, au hotărât să rămână câteva zile în orașul Firenze. Le-a plăcut atât de mult acest oraș, încât a primit chiar numele său, Florence. Întorcându-se în Anglia, a copilărit alături de sora ei, iar în jocurile lor, adeseori când copiii ar fi renunțat la o jucărie sau păpușă stricată, Florence își lua timp pentru a încerca să vadă unde este problema, să o îngrijească și să repare. Într-o zi a mers în vizită la Londra cu unchiul ei. Acolo au fost prezentate muzee, magazine, străzi aglomerate, case impresionante. Însă la rugămințile lui Florence, unchiul a plimbat-o cu vaporul pe râul Tamisa. Unchiule, ce sunt aceste case? O, Florence, niște cocioabe de la marginea orașului. Imaginea acelor cocioabe și a oamenilor suferinți i-a rămas întipărită în minte. Se gândea că ea locuiește într-o casă mare, călduroasă, iar alții trebuiau să se mulțumească cu o locuință minusculă, umedă și friguroasă. Ce putea face? Așa a apărut în mintea ei încă de copil dorința de a fi atentă la nevoile celor din jur, de a observa unde poate ajuta. Ajunsă înapoi acasă, i-a povestit mamei frământarea ei, iar mama a început să le ducă pe cele două fetițe la întâlniri caritabile. Dorința ei a devenit astfel tot mai puternică cu cât creștea. A început să meargă voluntară în spitalele publice și făcând acest lucru și-a dat seama că ceva nu mergea bine. Erau mici detalii pentru ceilalți, dar pentru ea contau. Era dezordine, medicii și asistentele nu ofereau atenție spălatului pe mâini, consultau și examinau rană după rană, tifonul era adeseori murdar și se spălau în grabă. Oricât încerca să atragă atenția, era considerată doar o simplă femeie. Astfel, s-a hotărât să meargă în Germania, la un spital renumit, pentru a învăța și a deveni prima infirmieră din lume. Entuziasmul și atenția ei au făcut-o să fie foarte apreciată. A devenit cadru medical și pentru a nu uita detaliile învățate, a decis să scrie o carte de memorii, fără a ști că aceste notițe ale ei vor ajunge prima serie de cărți de asistență medicală pe care le va publica. Dar povestea ei nu se oprește aici. Când s-a întors în Anglia, a devenit directoarea unui spital de femei, unde a început să pună în practică tot ce învățase și la rândul ei să instruiască alte asistente profesioniste și responsabile. Când a izbucnit războiul din Crimea în 1853, a hotărât să plece și să ajute. Acolo soldații mureau în spitale, într-un număr foarte mare, însă Florence nu credea că rănile erau principala cauză, ci lipsa atenției la igienă. În câteva luni a schimbat complet spitalul din Turcia, unde a ajuns. A luat notițe și a observat că rănile au început să se vindece într-un timp mai scurt, într-un mediu steril și curat. Aici a primit chiar și o poreclă, dacă putem spune așa. Doamna cu lampa. De ce? Chiar și noaptea ea trecea cu o lampă în mână, prin saloane și plină de grijă și atenție, își verifica pacienții ca ei să fie bine. Războiul a luat sfârșit, s-a întors în Anglia și a deschis o școală de instruire, prima școală de asistente din lume, școala de instruire Nightingale. A devenit un exemplu astfel și pentru alții, precum Henri Dupont, care a declarat că dacă n-ar fi fost ea, nu i-ar fi venit ideea să înființeze Crucea Roșie. Probabil că și voi, exploratorii, ați auzit despre Crucea Roșie, una dintre cele mai mari organizații umanitare chiar și astăzi. De ce v-am povestit istoria vieții lui Florence? M-aș bucura dacă ați reține cât este de important să fiți atenți la ce este în jurul vostru. Nu se știe cum vom face o descoperire. Vom găsi o nevoie trecută cu vederea de ceilalți. Este ușor să trecem neatenți și să ne concentrăm doar pe ce ne interesează personal, dar eu vă provoc să fiți diferiți. Fiți atenți la neatenție.
schimbați ceva acolo unde vă aflați voi, dragi exploratori.